Potrivit unui ordin al Ministerului Educației, elevii vor fi testați atât la început de an, cât și la sfârșit. Profesorii vor afla astfel la ce nivel de cunoștință se află elevul la început de an școlar și cât a acumulat în cele două semestre. Vor fi evaluați chiar și elevii care pășesc pentru prima dată în școli. Testările încep, iată, chiar din ciclul primar, începând cu clasa 1, cu toate că aici este o problemă, să spunem așa, pentru că nu va fi o testare la fel ca la celelalte clase. Este clar că cei din clasa 1 nu știu să scrie toți, nu știu să citească toți și atunci se va urmări o evaluare pe dezvoltare fizică, socio-emoțională, cognitivă a limbajului și comunicării și o dezvoltare a capacităților și atitudinilor în învățare. Rezultatele evaluării nu vor fi făcute publice. Ele vor fi aduse la cunoștința părinților de către diriginte. De asemenea, notele nu se trec în catalog, dar se va întocmi o situație cu rezultatele obținute de elevi. Trebuie să se vadă clar dacă există sau nu un progres într-un an școlar, pentru că de cele mai multe ori se neglijează faptul că unii elevi acumulează mai ușor cunoștințe, alții manifestă rămâneri în urmă și atunci trebuie lucrat pe un program diferențiat cu fiecare elev. Testarea elevilor de clasa 1 va urmări dezvoltarea socio-umană a copiilor. Cei din clasa 2 vor fi testați la română și matematică. Elevii din clasele a 3-a și a 4-a vor fi evaluați și la științe sociale. Elevii de clasele 5-8 vor fi testați la aproape toate materiile. Evaluarea elevilor se va face la 2 săptămâni după începerea noului an școlar.